ala Parlamentului. Pe stradă și cetățean. Dacă nu să vă place să vă dați deputat, vă urez succes. Pot să zic și eu ceva? Suntem în direct, asta zic. Da? Voiam să vă întreb dacă nu cumva e o problemă. Avem o problemă în țara asta. Adică avem mai multe probleme. Și nu știm pe care să le rezolvăm mai întâi. Pe care să o rezolvăm mai întâi, de fapt. Când se naște bugetul, apar tot felul de perdere de funcție, să zic așa. Nu, trebuie să apară nimic. Mai aruncă o informație pe piață, se umflă... Informația n-a aruncat tot domnul Săftoia, a scăpat. Dom'le, hai să fim corect. Ce e grav? Ce vi se pare cel mai grav în România? Când avem buget și că nu, în România cel mai grav mi se pare... scăderea drastică demografică, scăderea vârstei de pensionare drastică și o să ajungem în 5 ani de zile să nu mai avem contributori la buget, să fie bugetul de stat sustenabil. Bugetul asigurării sociale, bugetul de pensii, deci bugetele astea în 5 ani de zile nu o să mai aibă cine să le alimenteze. Pentru că natalitatea a scăzut drastic și nu discută nimeni de povestea asta. Am avut o emigrație a forței de muncă care a plecat, nu discută nimeni de povestea asta, toată lumea în parte. Dar de adus nu aduce nimeni. Domnul Prigoan, trebuie să vă spun că oamenii dumneavoastră și ai domnului Negoiță tocmai ce au plafonat indemnizația pentru mame. Nu, eu am plafonat. Dumneavoastră ați plafonat? Da, eu personal, da. Vă fericit, domnul Prigoan. Vă mulțumesc. Voi ați mai fac vreo 2-3 copii, dar nu mai fac acum. Tot pentru că dumneavoastră vă plângeți. Dumneavoastră veți avea, dumneavoastră la veniturile pe care, totale pe care le veți avea, veți avea 85% din venituri. Și așa strânge guvernul banii la buget, din asta, nu? Dar atenție mare, că sunt 90% din mamele din România care nasc, care n-au contribuit niciodată la buget și n-au venituri. Ele ce primesc? Ele primesc 8 milioane. Da? Așa. Pentru că asta înseamnă fond de solidaritate. Bugetul nu trebuie să fie pentru un imumă, adică pentru dumneavoastră, și pentru alte 900.000 de mame ciumă. Deci trebuie să fie corect. Și eu consider că cu 12.000 de euro pe an... Nu-mi puneți mie în... Păi, asta a spus că nu mai faceți copii. Adică cu 12.000 de euro primiți de la bugetul de stat anual, nu mai puteți să creșteți un copil. Dumneavoastră care s-au niște venituri... De euro. Ce vorbiți aici, domnul Pivana? 12.000 de euro pe an. 1.000 de euro pe lună, zice. 1.000 de euro pe lună, când era euro 40, da? Asta, ăștia sunt banii indemnizația pe care trebuie să o primească o mamă. Eu nu știu la ce vă referiți. Normal că nu o să stați cam mult în alte direcții, nu o să vă uitați la ordonanța de guvern. Regăsirea dumneavoastră, eu n-am fost mamă și nu știu cum... Eu sunt mamă. Am crescut copii, am dat să sună. Eu cred că în perioada următoare trebuie responsabilitate foarte mare. Din punctul meu de vedere ar trebui măsurat bine și, cum să spun eu, deciziile care vor fi luate trebuie luate în urma unor analize bine făcute. Pentru că nu cred că e bine și, cum să spun eu, constructiv pentru acest guvern să mai dea vreo ordonanță sau vreo lege, vreo prevedere care după care să revină să spună că nu e foarte în regulă, pentru că e o perioadă complicată. Trebuie văzut, trebuie să ajutați toți. Păi, eu sunt de acord că sunt persoane. Deci al dumneavoastră. Persoane, da. PSD cu PDL fac guvern împreună. Sunt de acord. Și am spus ceva că nu... I-ați atenționat să nu mai fac ordonanța Iurea. Eu spun că trebuie făcut o analiză corectă. Păi și o analiză deci, cât se poate de... Faptul că spuneți că trebuie făcut o analiză corectă înseamnă că eu pot deduce, judecând implicitul, că nu se face o analiză corectă, da? Nu, bugetul încă nu s-a făcut. Faptul că până acum nu s-a ieșit cu un buget... Bun. Mă face să înțeleg și să cred și să sper, mai mult decât orice, că are loc această analiză, una cât se poate de amănunțită. Eu sunt convinsă că acum la Palatul Victoria vorbesc despre cât se dă la agricultură, unde e domnul Sârbu de la PSD și cât se dă la transportul unui Becean de la PDL. Și cred că asta e problema acum. Și cât se dă la bugetul asigurării sociale, unde e domnul Sârbu de la PSD? Nu e de cașcaval, doamnă. Nu, e cașcavalul de la minister. Astăzi nu se discută de cașcaval. Cașcavalul de la minister. Astăzi e pauză la discuția asta. Nu, eu cred că prima noastră prioritate este să avem un buget. Cum l-om avea să-l avem, să fixăm în el prime. Păi nu că Traian Băsescu spune, ăsta care este, ăsta să rămână, să nu mai fie modificat peste ani prin rectificări. Nu știu, ce spune Traian Băsescu, dar sigur am uitat că e și prim-ministru și... Ai mai fi spus ceva să... Nu, păi nu pot. Nu am niciun fel de problemă... Și ca domnul Săftoiu. N-am niciun fel de problemă cu Traian Băsescu, domnul Prigoană, și să știți că mă bucur că nu mi-a acceptat portofoliul ministerial. Am multe motive să fac lucrul ăsta. Foarte nu cred că trebuie să punem problema în termenii ăștia. Problema este că în momentul de față, cu și fără Traian Băsescu prim-ministru, guvernul ăsta nu are un buget, nu are o viziune, nu are un proiect de criză. De fapt, nu are decât să facă față scandalului zilnic pe măsurile pe care le ia. Să punctăm declarația, informația, știrea zilei, Radu, așa cum se prezintă la ora 17:55. PSD și PDL se chinuie să explice în unanimitate
cum nu vor mai mări salariile profesorilor după ce au votat într-o altă unanimitate. Pentru că altfel, potrivit președintelui, se abate o catastrofă economică asupra României. Mulțumesc foarte mult pentru comentariile dumneavoastră. Ați fost la ordinea zilei și vă mai așteptăm, doamnelor și domnilor, știrile serii în 5 minute la Antena 3. Rămâneți cu noi!